Îmi face plăcere să vă arăt din cartea scoasă la Institutul Cultural Român, la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Din cartea Descriptio Pontii Eusinii, Mare Neagră în 4 secole de cartografie, scoasă sub semnătura domnului Adrian Năstase și a încă unui cercetător asociat, vreau să vă arăt o hartă de la 1684. O hartă de la 1684 cu harta fizică a Dunării. Dunăre care pentru mine reprezintă aproape totul, mi-a marcat destinul, care este o poveste grozavă, cel puțin în destinul meu. E un document care a apărut la 1684 în școala Romei. Și acum vă arăt Dunărea, uitați brațele, cum erau reliefate de ei, reprezentate de ei. Da? Se văd, nu știu acum să vă spun cum și ce fel. Cert este că, îi vedeți, aici e povestea care era dominată la nordul brațelor de tătari, unde astăzi sunt găgăuzii. Besarabia este, Besarabia, țara lui Basarab, de fapt. Tare mi-e teamă că Basarabul ăsta român despre care noi vorbim era un arab, dar este Besarabia, de unde și legătura lui cu tătare. Însă noi știm să-i latinizăm pe mulți cazacii, despre faptul că ei se aflau, nu, paieze de cozaci. Deci ei erau mai la nord, în zona Podoliei, pe unde bântuiau și tătarii, peste Basarabia și mai, apoi mai sus, în Podolia, da? Dar bântuiau și polonezii. După aceea, aduceți-vă aminte de neamul Șoimăreștilor, de toate ieșirile și asocierile, când Tudor Șoimaru parcă se asociase, dacă nu mă înșel, cu un cazac și un tătar, sau un polonez, nu mai știu, nu mai țin minte, iertați-mă, Moldavia, Moldova, Sfânta Moldova, Valahia, da? Care e lângă Moldova, și aici este Transilvania. Pământuri a căror dimensiune, ia uitați-vă, cu Basarabia, așa era țara la 1877, noi practic de la turci, am luat cu acordul și sprijinul otoman partea asta de Dobrogea. Aici existau alți tătari și la sudul nostru erau bulgari. Da? Foarte interesant. Iar Romania se chema pământul de la sudul Bulgariei. Romania, în traducere, sincer, este Rumelia. Partea care, practic, este elementul continental, partea vestică a Turciei, pentru că apoi la Bosfor, în partea cealaltă, nu? Uitați-vă mai jos, este Marea Marmara. Cum le-a lăsat Dumnezeu? Și te duci, uitați-vă, pe strâmtoare. Cât de grozav. Iar pe partea cealaltă era și este și astăzi Anatolia, partea asiatică a Imperiului Otoman. Ce e grozav și e grozav e, uitați-vă, tot în zona asta bazinului Mării Negre, aici erau tătarii care erau tătari, telefonul îmi joacă feste, cum este și firesc, dar e un lucru bun pe care îl fac și nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită. Da? Deci ăștia erau alți tătari, ai Crimeei. Confederati al Turco, adică erau confederați cu turcii. Și hai să ne ducem de la vărsare, ușor unde sunt brațele Dunării. Da? Aici e Marea Neagră. Ia uitați-o. E o bestie de telefon care se cheamă Samsung și pe care îl urăsc de-a binele. Dacă un Nokia nu mai face telefoane, îmi suport mizeria destinului. Deci, astea sunt brațele. Aici, practic, brațele se unesc. Cam pe zona asta ar trebui să fie Tulcea. Da. Mai departe, nu se vede bine, să pot să
disting de Brăila și de Galați. Dar pot să merg pe linia Dunării. Da? Merg pe linia Dunării, se vede, până la Belgrad. Da, până la Belgrad. Până unde se întindea Ungaria, da? Priviți. Până unde se întindea Ungaria. Deci Transilvania era un tampon și pământul ungurilor. Deci țara valahilor, cu excepția părții ăsteia de la sudul Dunării a Dobrogei, asta restul era pământul românilor, cam cum arăta atunci la 1684. Și priviți-o cu tot cu Bulgaria și ia gândiți-vă cât de întinsă, aici era povestea sârbilor, Serbia, ce fel este amplasată Macedonia, de azi nimic nu are din teritoriile astea. Bulgarii practic au luat inclusiv bucata asta de Rumelia, au împărțit-o cu turcii și cu grecii. Grecii sunt mai la sud, iar aici este o bucată dintre asta foarte mică. Și asta este parte de Albania, poftim. Cam cum era povestea asta acum 300 de ani. Centrate practic în jurul cursului Dunării de la mare până la Belgrad. Este super spectaculos. Da, ia priviți-i semnele, Corso de Danubio, până la mare, cu provinciile istorice. E descrisă de Gian Cantelli da Vignola. Asta e istoria, mă, cavarta ta. O țară cum e cea românească, cu zbucium, sentiment național timp de 300 de ani, cu 100 de ani un centenar și cu mulți factori care astăzi tind să o dizolve.